ca să o vedeți și cu asta vreau și să închei, ca să vedeți ce înseamnă totuși Împărăția Lui Dumnezeu. Adică, știi, pe mine mă enervează un lucru, dar m-a enervat de mult, nu de acum. Părinte, slavă Domnului, o leacă de bani de moarte am, vă două prosoape, haine mi-am pregătit. Domnule, nu în asta constă pregătirea de moarte. Acum o lună de zile a venit un tinerel simpatic și frumos și a spus, tatăl meu e în spital. Zic, acum ați dau un preot să-l spovedească și să-l împărtășească. Nu vrea să vadă părinte preotul, vreți să se spăimânte sau să facă ceva? Ca la o oră și jumătate să-mi dea telefon, părinte a murit. Păi nu-i vina mea că ai fost tu slab la minte. Dar m-a enervat, adică cum, Doamne, în plin creștinism, când Iașul ăsta are 100 de biserici în el și nu există să te duci într-o zi după pâine, să nu vezi un călugăr, o maică, un preot sau un monah sau o față bisericească pe drum. Și nu mai mult decât atâta, babe negru, că doar oricând vezi o femeie negru, știi, bă, asta e vlavioasă, adică e concepția normală și populară a poporului. Cred că e o bătrână evlavioasă, că nu umblă nimeni în negru doar de dragul modei. Fiecare are ale lui. Păi cum e posibil să te temi de preot la patul de moarte? Când ăla de fapt trebuie să fie ultimul care pecetluiește viața ta. Deci să nu fim atât de subțiri la minte și să trăim cu impresia. Că eu mai văd și oamenii care fac parastas, că doar sunt atent tot timpul. Asta vi se pare vouă, că acolo stă unul în pridvor și pierde timpul. Nu trece niciunul necenzurat sau neradiografiat cu nebunelile din capul lui sau ce are el în minte. Dar mă uit. Părinte, dar țineți lumânarea aprinsă. Părinte, dar să tragă acum clopotul. Astea sunt ale treburi de ale bisericii. Și știe biserica cum și când trebuie să le facă. De asta preotul de la 5-2 ore în picioare la proscomidie și pune acolo o căruță de părticele, tocmai ca morții aia să aibă o comuniune cu clopotul tău și cu ștergarul tău și cu lumânarea ta. Dar pe mine mă interesează ce comuniune a avut el cu Dumnezeu când a trăit. Aia mă interesează. Pentru că degeaba îi punem noi ștergarul frumos și coliva frumos, dacă el nu va avea parte de ea, că el intră cu tot neamul. Poate să mântuiască altul din neamul, e ca la tribunal, să ceartă doi și câștigă un nepot, știi? Așa și aici, noi nu știm cine are plata, dar când a murit omul, măsluit, spovedit, împărtășit, evlavios, credincios, cumpătat, echilibrat, ai mare taină. E mare taină. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Am avut ocazia să văd un lucru, și azi îl țin minte, femeia aia venea la privegherile de noapte de la mănăstire de la Bârnova. A făcut un cancer urât și n-a avut cu ce să opereze. La vremea aia nici n-a spus nimic. Deja era, nu exagerez dacă spun, sânul umflat, cât e tetrapodul ăsta. Sta cu un cerșaf alb ud pe el. Vecina ei, care era o credincioasă foarte evlavioasă și țineam legătura permanent, îmi spune, vă roagă doamna Ecaterina, dacă puteți să treceți, să o împărtășiți, că nu se simte prea bine. Ei, cum sunt eu nepăsător și leneș? Am zis că nu azi. Văd eu mâine, poi mâine și a trecut o săptămână. Și deodată parcă mi s-a aprins creierii la proscomedie, bă, dar tu n-ai împărtășit-o pe Ecaterina. Și fiind la proscomedie, i-a pus vreo 40 de părticele de sănătate și de sfârșit creștinesc și cum am terminat, i-am spus la șofer, hai cu mine că avem treabă undeva. Cum se întâmplă că ea care nu s-a ridicat niciodată pe pat de boală și de durere, în ziua aia a lăsat ușa deschisă, deci ca să vedeți cum lucră Duhul Sfânt. Și ce înseamnă evlavia, că eu o știam de ani de zile, deci era femeia lui Dumnezeu, cum se spune. A lăsat ușa deschisă în ideea ca dacă vine poștașul să-i poate lăsa pensia. Și când colo am apărut eu. Ia când mă vede și părinte mi-e așa de rușine, eu sunt goală, zice, să știți că e doar un cerșaf pe mine. Bunică, stai liniștită, eu am venit doar să te dezleg și să te împărtășesc. Și îmi spune, dacă vrei să mă crezi,
De câteva zile mă rog să nu mor, să plec neîmpărtășită, că am o lună și ceva, de când nu sunt împărtășită. Fusese preotul care ține parohia și o împărtășise. Dar ea dorea neapărat să ajung până acolo. Îi fac rugăciune de dezlegare, îi dau sfintele taine și la o oră mă sună vecina ei, doamna Ecaterina a murit, zice, prin somn. Zice, nu m-am găsit o moartă. Ei, de ce n-a luat-o Dumnezeu neîmpărtășită? Pentru că merita să aibă comuniunea cu Hristos. Dar ca să meriți să ai comuniunea cu Hristos, trebuie să ai comuniunea cu El de când trăiești, că nu te lasă El să pleci fără El. Vine El tovarăș la drum, El îți devine însoțitorul, toiagul. El te sprijină. Dar în momentul în care tu n-ai auzit în viața ta de biserică și vrei să mori împărtășit, exact atunci le face satana pe dos ca să n-ajungi să te împărtășești. Tocmai ca să-ți pierzi și ultima plată. Și ca să vedeți cât de subțire e răutatea asta a minții și cât de mult desparte de Dumnezeu, vă spun finalul și am încheiat. Un pusnic a crescut un copilaș găsit și l-a dus în pustie, l-a crescut ucenic, l-a făcut mare, dar l-a ferit și de ochii lumii, l-a ferit și de păcate și a făcut de așa natură el să nu aibă contact cu viața socială. Dar bătrânul îi dădea cărți să citească, că l-a învățat să citească. Și el citea prin viețile sfinților, prin paterice, cum au greșit alții, cum au căzut și se mândrea cu mintea. Ei, uite, eu nu-s ca ei. Și a murit. Și bătrânul, curios, că l-a crescut el de mititel și tocmai l-a format atât de curat feciorelnic cu trupul, și aici când pun accentul pe asta, mă refer la faptul că curățenia trupească, fecioria trupească, această evlavie față de templul Duhului Sfânt, trupul nostru respectat, înseamnă foarte mult la Dumnezeu. Dar nu trebuie să exagerezi evlavia față de trup și că ești tu nedesfeciorită, dar ești a dracului și rea de gură, că asta nu rezolvă problema. Erau 5 fecioare înțelepte și 5 nebune. Adică cele nebune nu mai aveau un de lemn și feștila strânsă. Adică degeaba ești fecioară dacă ești a dracului. Trebuie să fii fecioară, dar fie lui Hristos. Și când se roagă bătrânul, descoperă că e în flăcările iadului. Vă dați seama că s-a cutremurat total. Și i-a zis lui Dumnezeu, Doamne, păi de vei căuta la fărlășie să va mântui. Doar la tine milostivire, cuvânt din psalm. Și se arată noaptea în somn Hristos și îi spune, ucenicul tău nu stă în iad pentru că e păcătos. Ucenicul tău stă în iad pentru înălțarea minții lui. Păi și cum ar trebui eu să fac păcătosul ca el să scape? Smerenia ta mi-e de ajuns ca să-l mântuiesc. Dar roagă-te pentru dânsul să înțeleagă el unde a greșit. Și făcând rugăciune bătrânul 40 de zile, la 40 de zile i s-a izbăvit ucenicul din ea. Dar nu pentru trăirea lui, ci pentru evlavia bătrânului. De ce? Noi nu o să înțelegem ortodoxia decât o singură dată. Când o să învățăm că cei mai neputincioși decât noi sunt de fapt bețele în roate care ne opresc pe noi de la rai. Deci noi până nu îi mântuim și pe ea din spate. Că așa spunem psalm, mântuind, mântuiește-te. Nu că am bărbat curvar și am terminat. Nu te rogi pentru el, tu cinstita gospodină, și-l bagi în rai și pe ăla așa prost și slab la minte cum e. Nu că am bărbat bețiv, ducă să ia, că așa spun femeie. Da, luat-i-ar dracu, nu luat-i-ar dracu. Hai la Hristos, idiotule. Te rogi pentru el și citești psaltirea până Dumnezeu îl izbăvește. Pentru că tu duci la mântuire toată casa. Tu duci nevasta sau nevasta te duce pe tine sau copiii duc părinții sau părinții trag copiii și suntem obligați. Nu există o mântuire individuală. Nu e ce vrem noi să demonstrăm. Că mai sunt femei care spun, părinte, mulțumesc Dumnezeu, eu singura credincioasă din casa aia, nu mai spune. Dom'le, toți sunt credincioși. Odată ce ai primit botezul, mirungerea, împărtășania, taina cununiei, taina masului, taina pocăinței, toți suntem al lui Hristos. Nu vine Hristos și spune, bă, ăștia în groapă. Deci, că-i prost, că-i bețiv, că-i curvar,
bulvar, că e ticălos, trebuie să ne rugăm pentru el. Suntem datori mai mult pentru ei să facem rugăciuni decât pentru noi. Pentru că atunci când Caliopi a discutat cu Ioan, cu Simeon cel nebun și s-a arătat Dumnezeu în sfat și a zis cât ajută rugăciunea creștinilor la Dumnezeu. Și auzi ce răspuns a dat. Eu când am citit cartea, mi-am dat seama cât de slab sunt și cât de jos. Dumnezeu n-așteaptă rugăciune de la creștini, ci vrea doar să vadă cât de mare e dragostea unuia pentru altul între ei. Pe Dumnezeu nu-L impresionează nici o rugăciune, nici două, nici trei, nici nouă, ci vrea să vadă cât de mult suferim noi ca semeni pentru semenul nostru care trebuie să-L iubim ca pe noi înșine, dacă vrem ca ăla să mântuiască și așa să ne atragem mila la Dumnezeu. Adică în momentul când noi ne asemănăm cu Dumnezeu în iubire față de proști, căloși, neputincioși, pătimași, de-abia atunci suntem la fel ca Dumnezeu. Așa că acum am post cu mintea limpede, vă dau alt canon. Nu pismuindu-ne unii pe alții și vorbindu-ne unii pe alții, ci noi cei slabi să purtăm neputința celor slabi și așa vom împlini legea lui Hristos. Amin. Amin.